Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, a avut loc la Petroșani, acolo unde peste 70 de angajatori și-au prezentat oferta deloc de neglijat, fiind puse la bătaie circa 400 de posturi. Și, din fericire, aproape 300 de absolvenți au fost selectați în vederea angajării și alții 30 au fost angajați pe loc. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a organizat la Petroșani Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, la care au participat 72 de agenți economici, iar oferta de locuri de muncă a numărat 392 de posturi. La bursă au participat 904 hunedoreni aflați în căutarea unui loc de muncă, dintre care 711 au fost absolvenți. Din fericire, 284 de absolvenți au fost selectați în vederea încadrării în muncă și 30 au fost angajați pe loc, dintre aceștia 3 fiind cu studii superioare. Avem în acest moment în sală 72 de angajatori, peste 360 de locuri de muncă. Este un eveniment, așa cum v-am obișnuit, realizat la nivelul Agenției Județene și astăzi vreau să mulțumesc în mod deosebit conducerii Agenției Naționale. Domnul președinte al Agenției Naționale este alături de noi. Acest fapt ne responsabilizează, ne obligă, suntem foarte încântați că astăzi îl avem pe domnia sa alături de noi. Trebuie să demonstrăm că suntem un județ care, ca nivel, din punct de vedere al Agenției Județene, ne facem treaba cu seriozitate. Vreau să vă spun că în sală, în acest moment, avem proiectul SICONET, proiectul AJOFM-ului destinat tinerilor, proiect în care Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara este solicitant, sunt colegii mei care stau de vorbă cu fiecare absolvent, cu fiecare tânăr din această sală, oferim cursuri de calificare gratuite, oferim subvenții la absolvire. Până în acest moment avem 8 grupe de cursuri finalizate, proiectul mai are încă de derulat un an de zile. Am considerat că este o oportunitate pentru mine să cunosc mult mai bine situația din județul Hunedoara privitor la locurile de muncă vacante, la persoanele care și numărul persoanelor care urmează și vor să se angajeze. Vreau să mulțumesc pe această cale colegilor mei de la Agenția Județeană pentru modul cum au organizat acest eveniment. O surpriză plăcută pentru mine și numărul de participanți, dar nu și numărul de angajatori care participă la acest eveniment. Cum foarte bine știți, integrarea tinerilor pe piața muncii este o prioritate a instituției pe care eu o conduc. Începând cu acest an, Bursa Locurilor de Muncă din județul Hunedoara, se spune așa, capătă un nou format cu mai multe valențe, în sensul că asigurăm participarea nu doar a absolvenților, ci și a elevilor. Din punctul nostru de vedere este un lucru extrem de benefic, pentru că noi trebuie să informăm din timp pe elevii noștri cu privire la toate oportunitățile pe care le oferă mediul economic. Iată, este o ocazie foarte bună prin care elevii noștri, viitori absolvenți, pot interacționa, pot primi informații importante de la reprezentanții mediului economic și pot să facă niște planuri, să spun așa, pentru momentul absolvirii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara va monitoriza, după un interval de 30 de zile, câte dintre persoanele selectate au și fost încadrate în muncă.